Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. De data aceasta ne voi juca BIMNG într-un mod puțin mai ciudat. Eram live ieri și am intrat la niște setări și am văzut aici chestiuțele astea. Ei bine, ce putem face noi aici? Putem schimba gravitația pe care noi o avem în joc momentan. Avem gravitația Pământului care este 9.81 minus, evident. Dacă aceasta ar fi 0, am plutit, ceea ce n-ar fi bine. Episodul acesta ne vom juca cu gravitația Lunii, vom face accidente, drifturi, adică să vedem cam ce s-ar întâmpla dacă am ajunge cu o mașină acolo. Bine, probabil mai e foarte mult până o să ajungem noi cu mașini pe lună și să le conducem. Cine știe, probabil nu o să mai fim noi în viață până atunci, dar avem jocul acesta la dispoziție care ne va lăsa să facem chestiuța asta. Când voi apăsa pe buton, se va schimba automat aici. Gravitația Lunii este mult mai mică, aș putea spune, de fapt mult mai mare oarecum, pentru că se duce aproape de 0, să zicem. Este minus 1.62. Asta ce înseamnă, probabil ați observat deja, s-a ridicat mașina pentru că este mult mai ușoară, nu o mai trage atât de mult pământul în jos. Iar, repet, dacă ajungem pe 0, pur și simplu mașinile plutesc, adică nu mai e absolut nicio forță să le tragă în jos către pământ și atunci vor pluti. Dacă dăm pe soare, ei bine, mașinile se vor face bucăți, dar vom ajunge și acolo. Și pentru acest clip, dacă puteți să dați acolo un butonaj de like, poate strângem și noi peste 3000 de like-uri și lăsați în secțiunea de comentarii cu ce planetă doriți să facem episodul următor, cu ce gravitație mă refer, de exemplu, cum sunt aici, Marte, Jupiter, Saturn, alegeți voi pe acolo și vom încerca să facem toate treburile pe acolo, să vedem. Bun, deci mașina merge ok, doar că nu are cum să-și pună toată puterea jos. Bine, asta deja oricum e o problemă și la noi, pentru că sunt mașini care încă derapează, dar dacă am avea gravitația mai mică, să zic, cu minusul mai mare, atunci mașinile ar fi mult mai stabile. Repet, o să vedem chestia asta în alte clipuri. Și nu prea pot să plec. Pleacă SC-ul. O să încercăm să ne aruncăm aici. Nu o să cadă cine știe ce. Ia să vedem. Să o scoatem de pe șosea. Dar nu prea pot să virez sau multe chestii. Așa, am dat cu încetinitorul. Deci după cum observați, mașina nu cade așa extrem de repede cum este la noi. Și de asemenea, wow, ce viteză și-a luat în aer. Da, mașina cam zboară foarte mult. Nu mă așteptam să zboare chiar asta. Și cred că pot să merg cu ea înapoi, pică pe roți. Bine, dacă nu mă pot trage pe roți, pentru că aveam 100 și ceva. De fapt nu, era viteza la viteza normală la roată, mi-e trebuie viteza mașinii, care este air speed aici. Deci pentru acest episod, uitați-vă la acest vitezometru, pentru că ăsta ți-a viteza la roată și cum mașina tinde să patineze extrem de mult, viteza la roată diferă față de viteza vehiculului în sine, care este aici sus. Observați? 100 și noi avem abia 20. Și asta cu o mașină care este destul de grea. Adică, na, avem acolo și una mai micuță pe care o vom testa. Și o să facem, ce e asta? Ah, e prețul la asta. S-a făcut update pe mapă. Sunt foarte multe, foarte multe chestii noi. Sunt peșteri pe care putem să le vizităm, dar asta în alte episoade. Deci momentan merg cu 30 la oră. Nu prea pot să virez. Și dacă dau să virez, se întâmplă chestia asta. Și dacă scot eu de tot SC-ul, nu cred că patinează mașina continuu. Deci ar fi imposibil să-ți controlezi mașina decât dacă nu ai avea niște propulsoare să te apese pe pământ. Ar fi cam imposibil să-ți controlezi mașina la o gravitație atât de aproape de zero. Adică zboară aproape. Efectiv zboară. O să încercăm noi mașina cealaltă, mașinuța mică. Îmi place cum se aude motorul, nu știu, așa. Hai că asta văd că e mai ok, parcă. Cam greu cu frânatul, din păcate. Ia să mergem noi. N-avem sisteme, n-avem nimic. Mamă, asta chiar că e super ușoară. Abia face contact cu solul.
Dacă pun frână, cred că se ridică spatele. Uite că nu s-a ridicat. Hai că merge. O iau așa încet, nu știu, că altfel nu putem să facem nimic. Aș vrea să fac un accident între astea două. Dar nu prea știu eu cum aș putea să le fac să... E foarte, foarte, foarte greu să mergi pe gravitația asta setată. Și bine, totodată cu episodul ăsta am căutat și eu pe Google despre chestiile astea, gravitația planetelor și chestii. Sunt destul de interesante. Dacă vreți, aveți acolo un link în descriere să citiți și voi niște chestii destul de utile. Habar n-am, adică mie chiar mi-au făcut plăcere să le citesc pe acolo. Erau destul de interesante unele lucruri. Îți zicea și cât poți să sari pe alte planete și cât chestii. Ca și cum o săritură la noi, cât e pe celelalte planete. Vă las să descoperiți acolo singuri în descriere. Așa, bun. Eu trebuie să vin cu mașina aia. Trebuie să fac să meargă în față. Și pe asta. Problema e să nu derapeze stânga-dreapta. Dar nu se mișcă. E bine. Dar n-ai cum să faci accident, că n-ai cum să prinzi viteză. Păi și uite cum intru. Am 60 la oră. 63 și ăsta are 0. Ăsta nu merge deloc. Hai să-i dau și lui să pornească ca și cum. Ce să pornească, că se mișcă totul prea încet. Ia, hai să vedem ce se întâmplă. Primul accident pe lună, ca și cum. Bine, asta, deformarea mașinilor rămâne la fel. Na, are 60 la oră, ăsta 50. Este vorba de cum o să-l arunce, cât de mult o să arunce mașinile. Ca accidentul așa în sine nu e mare chestie, mai ales ăsta... plastice și capota. Săracul ăla mic, o să ținem camera pe ăsta, că e mai micuț. Ăsta i-a dat-o frumos aici, i-a dat-o direct. Dar încă n-am ajuns la direcție, ceea ce e bine. Ok, avem mașina aia care zburdă pe acolo. Asta o să fie destul de ok, cred. Chiar sunt curios cu autobuzul ăla ce se va întâmpla. Haide, ia să dăm puțin mai rapid. Nu prea se fărâmă când se atinge de pământ, să zic, pentru că nu există forță să le apese extrem de tare. Și ia să o scoatem noi de aici. Mamă, direct backflip. Deci cam greu să o punem pe roți. Și înainte ca idee, ca să muți chestiile, trebuia să ai acolo unde scrie strength 100%. Ei bine, acum cred că merge 25%. Adică, înainte nu puteai să tragi nimic cu 25%, standardul ți-l dădea 30% și doar, nu știu, să habar n-am chestii. Deci apare mașina asta, nu mai avem șanse cu ea, asta arată cam așa, a început să scoată fum, că i-a venit uleiul pe sus. Și mașina este complet funcțională, dacă îi scot bara, ia, hai să vedem daunele. Opa, am uitat că... Am uitat că e cu... Trebuie să dăm pe maxim și bam! Gata, uite, am scos asta, scoatem și capota și vreau să scot și aripa și mașina este în perfectă stare. Chiar că e în perfectă stare, deci în afară de aripă, capotă, parbrizul care s-a spart când s-a dat peste cap, bara oricum era plastic, se repara ușor și farul, mașina e complet ok. Apare nu vrea să ne... Oh, am strigat mai mult decât am făcut bine. Hai că... Și încă nu ne lasă în pace. Gata, uite, am scăpat și de stop. Bara asta o prindem cu niște bride. Las că mergem. Ia să o dăm pe asta aici. Și să vedem acum ăsta final. Autobuzul. Să vedem cum se descurcă. Stai așa că e mai greu să frânezi puțin. Hai, o las aici, ce contează. Deci, ăsta e destul de greu. Ca să vedem exact greutatea lui, imediat aflăm aici cât are. Are 12 tone mașina. E ok. Bine, acum, indiferent de greutatea unei mașini, gravitația rămâne tot la fel, adică cam tot la fel de ușoară ar fi. Cum se comportă celelalte, se comportă și astea, indiferent care 20 de tone, care 80 de tone. Cam aceeași chestie. Aproximativ. Mai mult sau mai puțin. Nu, e destul de ok asta, să zic. Adică...
e chiar destul de ok. Dacă toate mașinile s-ar face de la 10 tone în sus, cred că am putea să... Am putea să mergem pe lună cu ele. Să ai un cupe de 10 tone. Ce ar mai fi? Deci merge chiar ok. Poți să și frânezi mai greu, ca și cum n-ai mai frâna. Chiar că n-ai mai frâna, s-a băgat și în reverse, fii atent. Și dă înapoi și tonul. Deci ca să încetinești la intersecția asta, trebuie să începi să frânezi de pe acolo. Cred că cu vreo 100 de metri. Dar am reușit să opresc. Haideți să facem ceva, nu știu, să ne aruncăm de undeva, să facem o chestie. Să ne luăm viteză, să ne izbim de ceva, nu știu ceva. Hai, să vedem. Ia, ne punem aici la volanel. O, pasager, direct sunt. Stau aici, ți-am miroasă mâna bară de autobuz. Ia, așa m-am pus ca șofer frumos. Nu se aude motorul? Bine, motorul e în spate, dar mamă, ce silențios e. Și de ce se duce în dreapta? Din păcate nu văd, așa, nu vedeam viteza, cred că pot să văd aici, dacă stau. Ce mișto se vede așa. Și cred că spatele s-a dus, nu s-a dus. Băi, e destul de stabil, are 80 la oră. Și adică poți să virezi, dacă pierzi controlul puțin, poți să o redresezi. E ok. Oare să încercăm și cu o mașină mult mai grea? Ce avem noi mai greu? Avem camionul care transportă, de fapt avem remorci și chestii. Hai să facem o chestie. Hai să ieșim cu ăsta în decor. Cât avem? 80, 90. Și haide să ieșim. Mamă. Deci se comportă cam ca o mașină care are, nu știu, o tonă, cam așa zboară. Ia să vedem ce se întâmplă. Și opa, de da, uite mă că i-a dat, omul, bine ești. Era și lung. Pică în râu, îmi place că au refăcut mapa chiar extrem, extrem de frumos. Înainte era super urât, de aia nu mă jucam pe ea. Ești ok la 80 la oră să sare acolo în hău. Hai să vedem dacă avem o mașină și mai grea. Avem aici 10 tone odată, 10 tone odată, 13 tone jumate, 8 tone, ăsta are 7 tone. Deci singura cea mai grea ar fi betoniera singură care are 13 tone jumate, dar cred că putem să luăm un cap tractor. Și ia să vedem să ne spawnăm noi și o remorcă, un container, care mai are și el câteva tone bune, dacă se aude vreun flex ceva, îmi pare rău. Uite, avem weight, deci avem odată 26 de tone de cola încărcătură și total avem 32 de tone jumate aproape, pe care noi vom încerca să le cărăm. Și hai să vedem, am nevoie de mașinuța asta. Deci este puțin mai ușoară, da, îl avea 12 tone, ăsta are 8 tone, dar o să-l facem imediat de aproape 40 de tone per total, pentru că se va lăsa greutate și pe cap tractor. Ia să vedem repede. Hopa! Așa, și dăm ăsta toggle, nu? Gata. Uite, merge, acum ridică repede și picioarele și ne-am cuplat, avem un vehicul de 40 de tone care derapează. Haide, dă-i pe asfalt. Observați diferența, viteza la roată, viteza lui. Abia prinde viteza, abia poate să prindă viteza dacă vă uitați. Cât de greu urcă. 25, 26, acum ce a luat-o mai repede. Dar nici mașina nu știe ce să facă exact, dacă observați, a dat a 7-a, când s-a turat la maxim i-a dat a 4-a. Deci, momentan putem spune că nu avem mașini pentru a merge pe lună. Ia, oare pot să frânez? Încep de aici. Frânează mult mai ok decât camionul. Decât autobuzul, pardon. Stai ușor. Cred că o să cam dărâm ăsta. Sau nu?
Deci am reușit să frânăm mult mai rapid. Doar că merge extrem, extrem, extrem de încet. Ce face P.O.? Nu face nimic P.O. La viraj stă super ok. Cam asta ar fi clipulețul. Cam asta ar fi... Apropo, ca un mic bonus, că oricum nu o să ne putem mișca niciodată. Pe soare, evident, oricum n-ai cum să ajungi, dar bam. Mă înțelegeți? Minus 274. Mi se pare că este cea mai mică gravitație posibilă pe care o avem noi dintre toate chestiile astea. Și cam asta s-ar întâmpla cu mașină, cu chestii, se deformează, se strică, se dă direct pe... se lipește, să zic, de orice ar fi pământ, habar n-am, asfalt, ce-o fi. Și pământ negativ, dacă este pozitivă gravitația, din păcate vom zbura. Efectiv, vom zbura și nu mai atingem deloc solul. La zero deja nu mai te trage nimic, dar la negativ deja te trage în sus, ceea ce nu cred că e posibil pe undeva, habar n-am. Și dacă dăm acum pe soare și vom da noi extrem de încet, chiar sunt curios, stați puțin că e prea sus asta și de aia se vede așa. Haide, tati, mai mult, mai mult. S-a cam pus pe pauză pentru că... Ce să mai faci, că nu am făcut nimic, s-a stricat tot. Se pune jocul automat pe pauză pentru că se buguiește prea mult. Și nu suportă. Ca să nu dea crash, se întâmplă chestia asta. Da, s-a cam... cam ăsta e camionul nostru, nu știu cum să vă zic. Cam asta s-a întâmplat cu camionul nostru. S-a dus de tot. Bun. Episodul ăsta lăsăm aici. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. De ce e cu fumulețul ăla acolo? Și oare pot să dau eu slow motion? Voiam să dau slow motion. Cum se strică în slow motion? Dă-i slow motion. Ia, stai așa că vedem acum imediat. Deci pe asta soarelui și este încetinitor de 100 de ori. Cam asta se întâmplă. Cu tot, aparent, cu toate mașinile. S-a deschis asta. S-a lipit mașina, fii atent, se lipește toată. Ăsta mă așteptam să se deformeze mai mult. Și oare merge să dau eu mai mult de atât? 200? 280 este maxim. Care deja începe să dea și mai tare pe asta. Deci 280 e maxim ce pot seta în joc. Pam, pe 10 și înapoi 280. Și o să le tragă super, super tare, cred că înapoi. Ia, o să ne uităm la asta aici. E ok. I-a căzut oglinda, i-a căzut oglinzile, de fapt. Se mai zbat pe aici chestiile, mamă, ce înseamnă, ce tare. Și de la mașina asta, nu știu ce este, dar... Ok, tobele s-au dus spre asta. Cu infact, wow. Zic că e gelatină pe aici. Cât de tare. Ce este motor în 2 cilindri? Cum vin, bam, bam, tare. Oricum, episodul ăsta lăsăm aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii pe ce planetă vreți să mai mergem, să testăm pe acolo gravitația. Noi ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și pa, pam!